Pace Domnului! Mă numesc Vasile, sunt din Republica Moldova, din Chișinău. Am un pic de emoții. Am 23 de ani, sunt dintr-o familie de creștini penticostali. Din mic copil am fost învățat ce este bine, ce este rău. Din prucie, diavolul a vrut să-mi ia viața, de când eram în câmpântecele mamei mele. Taica mea nu era pocăit. Vrea și-o bătea pe maica mea cu mine în burtă, să mă omoare. Din cauza traumelor, m-am născut cu o boală, epilepsie, în 2011 m-am vindicat după multe zile de post și rugăciune. După care, foarte brusc, am simțit gustul libertății. M-am legat cu colegii de clasă care nu trebuie, ca să fiu acceptat, ca să fiu primit. Am început să consum alcool, țigări, după care foarte brusc am început să consum droguri. La vârsta de 13 ani am înțeles că sunt dependent de droguri, eram dependent de jocuri online, cât de calculatoare, după care și de droguri. La vârsta de 15 ani am început să fiu traficant de droguri, veneam droguri la prietenii mei și la colegii de clasă. După care la 16 ani deja făceam afaceri mai mari cu cel mai bun prieten al meu, tatăl lui era interlop în oraș. La care la 16 ani deja maica mea găsea droguri, mi le arunca în WC-ul, mi le arunca în piste fereastră. Eu, din cauza că nu vreau să mai cer cu ea, mi-am schimbat singură părtări, am început să locuiesc singur. După o săptămână am făcut cea mai mare afacere acolo și cum m-am mutat singur, m-am făcut dependent de droguri. Foarte prost m-am făcut dependent de droguri chimice, din cauza la niște domnișoare. După care, la vârsta de 18 ani am avut supradoză, moarte clinică. La vârsta de... După ce am ieșit din moarte clinică, numai într-un mod miraculos am revenit. Medicul a venit la mine și mi-a spus că tu, ca ața prin urechea, acolo ai trecut. Medicii deja nu mai dădeam nicio șansă de trăire. Spuneau că moare, gata, lăsați-l să moară, că mai moare îndrogat. Eu tot auzeam asta. Ochii mi erau închiși, nu puteam vorbi, nu puteam vedea, dar auzeam tot. După ce m-am trezit, am fugit repede din spital, m-am dus și iar am început să mă droghez. După la 19 ani am avut o cercetare, în inima mea foarte, nu știu, din partea Domnului a fost, după care am decis să mă pocăiesc. Am făcut botezul în apă, 3 luni au mers foarte bine, o schimbare radicală a fost în viața mea. După care diavolul a venit cu altă propunere, fiindcă eu eram învățat cu bani, nu eram învățat să lucrez, de fiecare dată vroiam bani ușori. Și diavolul a venit cu propunere prin niște prieteni de mei să mă bagă iar în aceeași afacere cu droguri. Am început iar să vând droguri. După care, la vârsta de 20 de ani, deja am început să fiu curier de droguri, cu cantități mari. După care, la vârsta de la 20 de ani, am plecat, am vrut să fac o pauză, m-am dus poate cumva să-mi schimb viața. Am plecat la un centru de reabilitare în România, și în Brașov. Nu am rezistat mult timp, 2 săptămâni am rezistat și am fugit. Am venit în Republica Moldova, iar am început să consum droguri. Am început să lucrez din ce în ce mai tare, să mă confund. Diavolul, nu înțelegeam că diavolul își pune printa în viața mea din ce în ce mai tare. Nu am atâtea dejiște nici la mine, nici la picioare, cât de supradoză am avut la viața mea. Îmi iubeam să amestec drogurile cu alcool, cu... După care, la vârsta de 21 de ani, am plecat la un centru de reabilitare în Rusia, pentru că am făcut o afacere. Am făcut o afacere cu o persoană care a vrut să mă arunce de la 16 etaj, m-am găsit unde de locuiesc, m-am pus cu capul în jos de la 16 etaj, mi-a dat o săptămână la dispoziție să găsesc banii sau să dau cantitate de droguri înapoi. Eu i-am spus că nu-i mai dau nimic, nu-mi pasă de el, nu aveam frică de nimeni. La vârsta de 21 de ani am plecat la un centru de reabilitare, fiindcă iar am mai făcut o afacere cu un om care este traficant de droguri și traficant de arme, care nu-i, asta te omoară, știam cum omoară, pentru că mi-a dat la încredere droguri, dar eu le-am consumat. Și mă căutam să mă omoare, am plecat în Rusia, acolo 5 luni am mers bine, după care iar m-am legat cu cine nu trebuie. Acolo... Și m-am dat afară de la centrul de reabilitare de acolo, am început să consum droguri, din ce în ce tare să mă confund în prostiile mele, nu înțelegeam că diavolul din ce în ce mai tare se pune prinda în viața mea. Am început să lucrez curier de droguri în Rusia. Nu după mult timp mă sună o persoană,
un cunoscut cu familia mea și tot insista să vin în România, să încerc să-mi schimb viața, fiindcă pentru mine se rugau părinții mei, se rugau biserici, se rugau frații mei și după care tot insista și eu nu vroiam, pentru că eu spuneam că la mine ok, mie nu mă interesează Dumnezeul vostru, de multe ori spuneam în inima mea că Dumnezeu nu există și tot ce se întâmplă asta, pur și simplu, omul moare și gata, nu mai este, nu există viața după moarte. I-au luat și de tare, mi-a făcut ceață în ochii mei. După care am început, după două săptămâni am fost stopat de ceceni, o nație foarte puternică de oameni care trăiesc numai pe jafuri, pe tâlhării, pe omoruri. M-au pus în mașină, m-au băgat în mașină, mi-au frateceam la mine, mi-au pus pistolul la cap, vreau să mă omoare. În momentul ăla am înțeles că nu mai am nicio șansă, gata. Tot ceea ce ni s-a făcut, ceea ce am făcut până acum, tot ce am strâns până acum, s-a dus în pământ. Mi s-a crăpat pământul între picioare atunci. Am înțeles că mor, gata. Dar m-au lăsat, mi-au spus că mi-au dat o săptămână la dispoziție să găsesc bani, 2000 de euro, dacă vreau să mai trăiesc. În momentul ăla nu mai știam ce să fac. Din mândria mea nu vreau să sun nici pe fratele meu, pe nimeni, pentru că nu m-am adresat niciodată la ei, nu mă adresam. Iubeam singur de fiecare dată să-mi rezolv problemele. Am venit înapoi în Republica Moldova. M-am ajutat tot prin fratele meu, am ajuns înapoi în Republica Moldova, că am călcat pe mândria mea și am sunat. Am venit în Republica Moldova, trebuia să mă întâlnesc cu fratele Sandu Leonte, deodată că deja am făcut decizia că eu gata să mă schimb. Diavolul a venit cu altă propunere cum am ajuns în Moldova. Pentru un prieten foarte apropiat, ca un frate, am spus că mai are droguri și trebuie să le vindem, foarte brusc, are cantități foarte mari și numai eu sunt așa accelerat, că eu făceam droguri, le vindeam prin site-uri de socializare. Am început să fiu curier, mă duceam, lucram în patru orașe, din Chișinău, 900 de kilometri în cercul Chișinăului. După care am fost stopat de poliție. Poliția m-a căutat din 2020, eu nu știam de asta și a fost un miracol că până nu n-am fost prins. Am fost stopat și în momentul când m-a stopat poliția, am înțeles că gata, nu mai am nicio șansă, cazul meu ajungea de la 7 la 15 ani de pușcărie. Dar Dumnezeu a avut alt plan cu viața mea și eu nu înțelegeam până atunci. Eram așa într-o ceață, în capul meu era doar numai distracția, banii, neascultarea și răzvătirea. Nu iubeam să mă învețe cineva ceva, credeam că sunt cel mai deștept și tot ceea ce fac asta e bine. Aveam plăcere când cineva străduiește și e rău, îmi plăcea, nu puteam să plâng, vă spun, aveam o inimă împetrită, eu nu puteam să plâng. Și în momentul ăla, nu știu cum s-a întâmplat, dar am ajuns în România, cazul meu s-a închis din Republica Moldova, adică e un proces care nu mai merge, Dumnezeu mi-a promis și mi-a spus că gata, să-l închidă, așteptăm, dar Dumnezeu a avut alt plan cu viața mea și sunt astăzi în locul vostru aici, sunt în locul de emoții, Domnul să-l binecuvânteze. Amin. Până mai spun câteva cuvinte, aș vrea ca Daniel Varvari să coboare și să spună și el 10 minute din mărturia lui Dumnezeu Hristos. Dar vreau să vă spun un alt lucru care e foarte complicat între noi creștini. În bisericile noastre, fără să vrem, sunt copii a fraților care trăiesc cu bărbați. O problemă care nu ne aduce cinste. Dar vreau să vă spun că și aici Dumnezeu eliberează și scrie. O chemat odată o mamă și spunea, nu știu ce să mai fac cu copilul meu. Și mi-a spus stările în care era și ce era. Dar pentru că Dumnezeu a spus, am să schimb și am să dau eliberare, l-am luat și am plecat cu el. În prima zi, când a venit seara, vine băiatul la mine și îmi spune că eram singur pe mașină și îmi spune, zice, unde vom dormi la noi trei? Am spus, nu știu, vă vedeți ce sper că nu duc. Și instrumente. Și nu compar că nu vă pot abține și mă dau la tine. Nu vă spun asta pentru ca să vă speriați. Îs realitățile noastre. Îs în bisericile noastre. Sunt probleme cu care ne confruntăm.
dar nu a durat mult și Dumnezeu l-a schimbat. Astăzi își pregătește lucrurile pe nuntă, se căsătorește cu fata și Dumnezeu lucrează. Important e să nu luăm frica. Important e să nu-i marginalizăm. Se spunea și multă lume spunea, zice, nu vrem să fim obligați să facem astfel de căsătorii în biserici, dar nici nu trebuie făcute, că noi ne încredem într-un Dumnezeu. Amin. Și când ne plecăm pe genunchi, Dumnezeu ascultă rugăciunea și eliberează. Amin. Important e să-i primim cu dragoste și cel rău pleacă. El nu poate suporta dragostea. Îl las pe fratele Bavari ca 10 minute și el să spună pe scurt mărturia din Dumnezeu l-a scos. Iubiți frați, iubite surori, cu toții care suntem adunați în seara aceasta, în casa aceasta, care este chemat numele lui Dumnezeu, se cade încă o dată ca binecuvântat să fie numele Domnului. Și nu este prea mult, ascultați, nu este prea mult. M-ați auzit că Dumnezeu lucrează, vă spun sincer, că încă Dumnezeu lucrează în anul 2023, secolul 2021. Totodată vreau să mă alătur psalmistului David, care spune în psalmul 121, versetul 1, zice acolo, îmi ridic ochii spre munți, de unde îmi va vine ajutorul? Zice că ajutorul îmi vine de la Domnul, care a făcut cerurile și pământul. Despre acest Dumnezeu care a făcut cerurile și pământul, vreau să vă spun câteva cuvinte care a schimbat viața mea într-un mod miraculos. Aleluia. Am emoții, vă zic. Am emoții pentru că sunt înaintea unui Dumnezeu viu care lucrează. Provin, mă numesc Valarie Daniel, sunt din Mesita Năsăud. Provin dintr-o familie de credincioși, pentecostal practicanți. Iar vă zic sincer, datorită neascultării, datorită mândriei mele care am avut-o toată viața, o mândrie, o aroganță, n-am crezut că o să ajung. Eu ne-am trecut prin fundul iadului. Am fost crescut de mic în casa lui Dumnezeu, dus la binecuvântare. S-a cerut binecuvântarea peste mine. S-a cerut ca Vavari Daniel, copilul acesta, să crească într-o frică și teme de Dumnezeu, dar datorită neascultării la vârsta de 8 ani, am probat în altă ceste țigară. Mama spunea, Daniel, trebuie să mergem la biserică, trebuie să mergem încolo încoace. O vedeam ca pe mersul acesta la biserică, ca să urmez la școală. Dacă nu eram prezent la biserică, eram absent. Ceva în mine spunea că nu trebuie să fac lucrul acesta, să vină de la mine însumi plecarea și dorința spre biserică. Mama spunea, uite, Daniel, așa trebuie să așa. Niciodată nu ascultam. Am ajuns din cauza anturajelor care le aveam pe lângă bloc să consum țigara, tutunul. Dacă nu făceam ca cei de lângă bloc, vedeți noastră în școală, ne știunând cu ei, te marginalizează. Eu ca să fac să fiu și eu cineva, să fiu în rând cu ei. Țigara, au trecut ani, am ajuns la vârsta de 12 ani, nu zic sincer, a intrat mama în camera mea și a zis, Daniel, astăzi este duminică, trebuie să mergem la biserică. Am întors așa spre ea și a zis, auzi, tu femeie, tu de astăzi, cu pocăiții tăi, eu cu cei din lume. Vă dați seama că s-a uitat mama așa la mine și am văzut dintr-o dată pe bugeam la tine. S-a schimbat la față. Acum mă văd. Nu știu ce să zic. Dar degeaba eram plecat. Mama era plecat la biserică. Eu pe când am venit la biserică, eram plecat cu cei din urmă, plecat afară. A trecut ani, am ajuns la liceu. Am fost și eu cu ajutorul Dumnezeu în liceu, datorită insistențelor surorilor mele care au trecut pe la școală și au mai zis, mai treceți și anul acesta, deși capul mergea. Nu eram unul dintre cei, să zic, ultimii codaci, mergea, dar noi eram. Anturajele erau de așa natură și legăturile cel rău și-a făcut atrăită în viața mea. Pentru că alcoolul, am ajuns să gust alcoolul, țigara, la vârsta de 16 ani, a fost prima dată când am avut contact cu droguri. Legăturile acestea, ca să înțelegi, așa de mari îs, din partea celor legături, în așa fel încât numai însuși Dumnezeu, bunul Dumnezeu, te mai poate scăpa din drogurile acestea și din lațurile acestea, legăturile acestea. La vârsta de 19 ani am fugit. Mama nu știa, a crezut că eu sunt plecat, când mergeam de fiecare dată la chef cu distracții, cu săptămânile, cu zilele, nu știa de stângă. Când mă întorc, dacă avea nevoie de mine, nu știa de unde să mă iei. La vârsta de 19 ani, pe cea până la liceu, am simțit că
am scăpat de o povară foarte cuvinte ca și foarte mulți care tineri care nu-și doresc școala sau au avut o povară, ca și cum am scăpat de școală, acum pot să mă duc să îmi câștig bani, pot să lucrez, am plecat în Spania. Acolo vedeți noastră, drogul vă și la orice colț. Îl găsești oriunde, îl poți procura pentru că e mult mai ușor, e mult mai accesibil. Am fost de câțiva ani de zile, am fost în Spania, tot așa, alegături, cu anturaje greșite. Am venit acolo, am zis că îmi găsesc chiar din nou alinarea spre casă. Țin un cont ca acasă, ori de câte ori veneam, o găseam pe mama, că era la 1 noaptea, că la 2 noapte, la 3 noaptea. Aveam o mamă care tot timpul a fost pe genunchi. Tot timpul a fost pe genunchi, de multe ori mergea la cine, ziceam, tu femeie, ridică-te din genunchi, tu vezi că tot mai rău merge. Vă zic sincer că tot mai rău merge. Eu credeam în nebunia mea că merge bine, dar rugăciunile mamei mele au fost înălțate și au ajuns într-un duf la tatăl cel ceresc. Și într-o vreme au adus răspuns. Mi-am găsit alinarea acasă. În România am plecat din nou în Suedia, am stat și pe acolo vreun an de zile. Am venit din nou acasă, am plecat în Germania, nici pe acolo. Încă vreo 2 ani de zile. Am venit din nou, am plecat în Austria. Am avut oportunitatea, să zic așa, binecuvântarea, să cunosc multe țări din Europa. M-am întors acasă, am văzut că nimic nu merge. Tot ce am agonisit, tot ce am lucrat, tot ce am furat de multe ori, vă dați seama, legăturile așa de mari, îți... N-aș vrea încât că pentru drog, pentru patim, chiar dacă, să zic, lucrez pe lângă lucruri, ajung să fur, ilegalități. Dar din toate acestea, vă zic sincer, Dumnezeu din ceruri, datorită unei mame care s-a rugat o viață întreagă pentru ca copilul lui să se întoarcă la pocăință. Am multor frați, am multor biserici care mă duceau înainte lui Dumnezeu, dar nu să se întoarcă. A venit momentul, pentru că am ajuns în stări depresive, de anxietate, nu mai știam încotro să apuc. Nu m-am întors la Dumnezeu, în nebunia mea. Dar a venit momentul când Domnul a luat acasă pe mama mea, cel mai drag, cea mai dragă ființă, vă zic sincer. Care s-a rugat pentru mine timp de 20 de ani, ca fiul ei, Daniel, să se întoarcă la pocăință. A trecut la cele veșnice. Și singura dorința mamei mele a fost ca să-l vadă pe Daniel într-o flămătire. S-a dus la Domnul și nu m-a văzut. Și nu m-a văzut. Ascultați-mă ce zic, am o nădejde. Am o credință. Și această nădejde și credință să nu mă însuși Dumnezeu. Nu vine ziua în care de fapt voi legat cu ea. Și nu m-a văzut. Parafrazez acum ceea ce vreau să vă zic. Vă zic că dacă mama mea mai trăia, ascultați-mă, cred că nu mă întâlneam la Dumnezeu. Eu nu cred că mă întâlneam. Nu cred că mă întâlneam. Dar făcut rupteva asta, așa de mare, încât pe că o iubeam foarte mult, chiar dacă nu puteam bașa cu părintele. De multe ori am ridicat mâna supra ei și îmi pare foarte rău. N-am avut momentele acelea în care să mă rog să îmi cere tale în parte. Chiar dacă de multe ori îmi ceream, dar nu cu inima. Am plecat la vreme. A fost venit momentele acestea în viața mea în care simțeam că pământul mi s-a despicat în fața. Picioarele mele în fața mea. Și mai știam, numai aveam, vă zic sincer, când trăiam, mamă, aveam ca o putere în spatele meu. Ca o putere. Indiferent ce făcea, puterea aceea era o rugăciune mamei mele, care mă țineau picioare, mă țineau ca să nu cap. Dumnezeu m-a păzit de pușcărie, m-a păzit de dosare, m-a păzit ca să ce rău să-mi iei mintea, ca să n-ajung la psihiatrie. Uitați-vă, ca dovadă vie că Dumnezeu nu mai lucrează, nu sunt astăzi în jocul meu. 20 de ani de dependență de droguri. Eu nu puteam să lucrez dacă nu eram drogat. Ultimii 5 ani am lucrat așa, consultam vânzări la Redevan. Nu știu cum Dumnezeu m-a păzit să lucrez acolo cu clienți, cu oameni. Și a venit într-un moment la mine cineva, într-o zi, o prietenă de mamei mele, și a zis, Daniele, zice, nu vrei să cunoști un om ce care te poate ajuta ca tu să ieși din nebunia asta, din unde ești? Pentru că după ce mama mea a plecat la Domnul, în fiecare zi mă drogam, vroiam să cumva să am o supradoză în așa fel,
în nebunia care era, îmi ceream de la Dumnezeu, dar nu ceream bine, ziceam, Doamne, ia-mă de pe fața Pământului, pentru ce să mai trez. O zic sincer, eram ca un lemn purtat de apă încolo și așa, și nu știam. Nu mai vedeam rostul în viață. La vârsta asta să ajungi până să ajungi, să treci, a zis, Doamne, ia-mă de pe fața Pământului. Și a venit sora aceasta la mine, era o prietenă de a mamei mele, zicea, Daniele, cred că nu ești bine, zic, da, nu simt bine, zic, niciodată n-a fost bine. Zic, pentru mine, dar o să fii bine, ea cu o credință, ține ei cu o credință, că eu, cumva, o să fiu bine, soră, n-a fost niciodată bine și nu văd. Daniele, nu spune lucrul acesta, pentru că tu o să nu fii bine, zic, soră, a cred să uită, da, mă zic, mă rog, și pe cel mai drag din casa mea, pe mama mea, zic, nu cred să mai fie. O să fie, zice, nu trebuie să cunoști un frate. Zic, soră, dacă ți-am cunoscut, mulți au să vă trimită și la multe organizații, la Team Challenger, dacă ți-au zis la București, ca să mă recuperez. Dar n-am vrut să ajung acolo, pentru că am ceva lucruri. Mi s-a părut că nu e ok. Zic, nu. Zice, uite, e un frate care se ocupă cu tineri, drogați, căzuți, diferite parte. Zice, el e venit, el normal este în Spania, dar e venit în România pentru un timp și este aici în Bistriță la noi, zice, eu cunosc, zice, dacă vrei, dau un de telefon, pentru că ești și povestești despre ce este vorba și ce te poate ajuta, zic, sora, zic, nu mai insista, că zic, nu are rost, la cât s-am cunoscut, zic, eu, nu mai are rost, zic, că din insistențele sorei, pentru că o cunoșteam, am zis, sora, pentru încă unul plus sau unul minus, zic, îl accept. Vă zic sincer că Dumnezeu astăzi încă mai lucrează. Da, Dumnezeu lucrează bine. Fără, da și poate. Are oamenii lui. Dacă Dumnezeu pune un om lângă tine, acceptă. Acceptă. Este spre salvarea ta. Este spre ridicarea ta. Și mulțumesc lui Dumnezeu pentru acest frate. Fratele Sandu Leonte. Pe care l-am cunoscut și datorită lui Dumnezeu, în primul rând, a rugăciunilor mamei mele, Dumnezeu mi-a scos în cale acest frate. Vă zic sincer, îl consider ca și un tată, pentru că, dacă ați observat, nu prea am pomenit în mare despre tatăl meu. Îl iubesc foarte mult, dar atâta s-a putut. Atâta s-a putut. Mamă, deși și tatăl nu s-a rugat, atâta s-a putut. Și pe fratele să nu-l consider ca un tată. Este un om deosebit. Îi mulțumesc într-un rând lui Dumnezeu pentru tot ceea ce a făcut în viața mea. Pentru dumneavoastră, de Psalmul 126, versetul 5, pentru dumneavoastră cei care ați semănat cu lacrimi, va veni ziua când veți secera cu cântări de veselie. Domnul să vă dea viață. Mulțumesc că ați ascultat.